CSM Bucovina Suceava a suferit a doua înfrângere stagională în Divizia Națională de Seniori după ce a pierdut cu scorul de 15-19 pe terenul echipei CSU Arad. Punctele echipei antrenate de Marcel Crețuleac au fost marcate de Petru Boian, Gabriel Tăutianu, fiecare cu câte un eseu, și Răzvan Brăutianu, care a reușit o transformare și o lovitură de pedeapsă. În urma acestui rezultat, gruparea suceveană s-a întors doar cu bonusul defensiv de la Arad. În cadrul etapei a patra din Divizia Națională de Seniori au mai fost înregistrate următoarele rezultate: CSU Alba Iulia, RC Grivița București 12-27, CS Năvodar, RC Bârlad 27-21 și Știința Petroșani, CSM Galați 38-15. RC Gura Humorului a stat. În etapa următoare, programată la sfârșitul acestei săptămâni, CSM Bucovina Suceava va primi pe terenul Unirea vizita celor de la CSU Alba Iulia. RC Gura Humorului va juca tot pe teren propriu cu CSU Arad.